Avem o informație de ultimă oră. Un atac armat a avut loc într-un spital din Istanbul. În urma incidentului deosebit de grav, 5 persoane au fost rănite. Imediat după atac, agresorii au fugit cu o mașină. Colegul meu, Claudiu Ștefan, jurnalist la secția externe Antena 3 CNN, vine cu detalii. Bună ziua, Claudiu! Au reușit polițiștii să-i prindă pe cei doi atacatori? Bun găsit, căutările sunt încă în curs, este o anchetă de proporții acolo, pentru că acești doi atacatori au venit azi noapte în jurul orei 2 în fața spitalului și au deschis focul aleatoriu asupra celor care se aflau în fața secției de urgență a spitalului. 5 oameni au fost răniți, este vorba despre un jandarm, un polițist, un paznic al spitalului și 2 rude ale pacienților. Din fericire, spun medicii, toți răniții sunt în stare bună de sănătate, însă atacatorii, după ce au deschis focul, au demarat cu mașina în care se aflau și au dispărut. Mașina a fost găsită abandonată undeva la câțiva kilometri distanță de Istanbul, iar la această oră, așa cum spuneam, este o anchetă amplă în desfășurare și efective importante de polițiști sunt mobilizate pentru a-i găsi pe atacatori și pentru a afla care este motivul pentru care au deschis focul în fața spitalului. Gloanțele, așa cum se vede și în imagini, au avariat și mașini parcate în fața spitalului, dar și geamurile unității, precum și o ambulanță. Îți mulțumesc, Claudiu.